Cu aproape jumătate din populație trăind în mediul rural, acolo unde infrastructura bancară este precară, sunt aproximativ 1.000 de ATM-uri din cele 10.000 de bancomate din toată țara. Nu este de mirare că românii preferă plățile în numerar. De altfel, în mediul rural și în orașele medii, magazinele dotate cu POS-uri sunt în minoritate. Chiar dacă ai vrea să plătești electronic, e imposibil. În plus, România este o țară în care fenomenul de îmbătrânire demografică se accentuează de la an la an, potrivit Institutului Național de Statistică. Iar veștile proaste nu se opresc aici. România este în topul 15 al statelor cu cea mai mare pondere a populației, în jur de 40% care nu este bancarizată. Țara noastră aflându-se din această perspectivă în compania unor state precum Kenya sau Kazakhstan. Astfel spus, aproape 7 milioane de români sunt invizibili pentru bănci. De ce preferă românile plățile în numerar în loc să-și deschidă conturi bancare? 34% spun că nu au încredere în bănci, 33% spun că serviciile bancare sunt prea scumpe, 14% motivează că nu au suficienți bani, iar 10% că banca e prea departe de ei. Tabloul mai poate fi completat cu faptul că în jur de jumătate dintre români își plătesc facturile la utilități cu numerar și că România se situează pe ultimul loc, 27 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în ediția din 2021. Băncile românești, sub presiunea reducerii costurilor, fac eforturi să mute cât mai multe operațiuni în sfera digitală, dar ritmul variază de la bancă la bancă potrivit unui raport al Băncii Centrale, relatează hotnews.ro.